Domnule Iordache, dacă pot să vă zic, domn, ieri ați făcut semne obscene către opoziție. Așa, altă întrebare. Dar nu era o întrebare, vă ziceam ce ați făcut, o altă tâmpenie ca până acum. Mama dumneavoastră ce zice? E mândră de ceea ce faceți? Deși nu cred că o putea dezamăgi mai tare decât o faceți până acum, făcând tot ce zice domnul Liviu. Altă întrebare. Vi se pare normal ce ați făcut? Am vrut doar să le arăt dosul, dar mi-am adus aminte că nu sunt epilat în zona aceea. Și atunci mi-am tras pantalonii înapoi la timp și atât. Păi tot obscen era așa, asta tot obscen a rămas și domnule, gestul. Domnule, dar cine a zis că e obscen, domnule? Scrie în Constituție că e obscen? Scrie asta? Păi, toată lumea știe gestul ăsta că e un gest obscen. Domnule, nu e obscen, domnule, am ridicat degetele, domnule. Ce obscen în a ridicat degetele, domnule? Toată lumea știe că sunteți din Caracal. Trebuia să fiți așa mai evident. Ești cam obraznic. Altă întrebare. Vă adresez eu acum. Vi se pare normal să ridicați așa degetele mijlocii către opoziție? Domnule, n-am ridicat. Îmi exprimam bucuria, domnule. Dansam de bucurie că ieșim din nu, ieșim, însoțeam ca orice român bucuria, pocneam din degete, domnule. Dansam călușu. Dansam călușu. Călușul moldovenesc sau oltenesc? Călușul în gura justiției. Poftim? Da, cum ai auzit, călușul în gura justiției. Și acum iar așa, hei, hai, iar așa, să încălecăm justiția. Hop, și așa, și așa, ce obscenă. Gata, bună ziua, vă aparțin acum, vă toți plângeți că nu vă răspund la întrebări. Hai că vă aparțin, hai cu întrebările. Bună ziua, de la lumea finanțelor, Iulian Cheltuitoru sunt. Legea senatorului Șerban Nicolae privind scutirea de taxe pentru afacerile de pe insule și grinduri a primit unda verde. Da? Și? Fiecare român are dreptul la o insulă de normalitate, de bunăstare, are dreptul la insula lui. De exemplu, Belina. Vă rog, vă rog, eu nu v-am înjurat. Dar dacă așa vă învață Iohannis... Belina, insula dumneavoastră. Nu știu nimic despre această insulă, n-am auzit în viața mea. Vă deranjează, vă deranjează. Așa e că românii o duc din ce în ce mai bine. Aveți, de fapt, și o întrebare? De la Bani vorbește Emilia Ban. Se intenționează transformarea insulelor, inclusiv a Deltei Dunării, într-un paradis fiscal? Înșoara Delta Dunării este deja un paradis al cormoranilor, de care trebuie să se bucure și românii, care până acum au trăit în iadul statului paralel. De la cadelnița.ro, Isaia Potop. Nu vorbiți de iad acum când începe postul, că mâniați pe domnul. Așa e, asta e politica. Uneori mă mai enervez pe mine. Întrebarea, vă rog. Parlamentarii păcătoși vor ca pe insule să fie jocuri de noroc. Poate oare fi adevărată grozăvia asta? Și eu sunt credincios, ortodox. Știu însă că până acum românii nu au avut parte de nimic. Soroșiștii, reziștii și șefii lor, Iohannis, le-au adus ghinion. Și între ispitele Perzaniei o să fie și sloturi, că enoriașii nu prea le-au cu blackjack și ruletă. Bineînțeles. Și ca românii să se simtă bine, or să fie băuturi fine, caviar, camembert, cocktailuri. Pizza? Pizza. De la cocalar.ro sunt Madalin Ghiul din clanul ziariștilor. E foarte de bine că se trece pe normal cu taxe mici la jocurile de noroc. Dar pe ce o să zoace fratele meu că ne-a dezvoltat tehnocrații sărăcia? Dacă am înțeles bine, spuneți că este niște aur în străinătate. Aurul ăsta îl încezește de ceva vreme. Ar trebui să vină acasă, să simtă și el că trăiește. Cum merg demersurile pentru repatrierea rezervei de aur din Londra? Merg foarte bine. Aducem valorile înapoi, le aducem acasă, începem cu aurul, continuăm cu învățătorii, instalatorii, zidarii, cu stomatologii. Pe toți îi aducem în statul român, nu ne la paralel. Domnul Dragnea, sunt de la site-ul Vine Barza și vreau să vă întreb, vine Barza? Barza e o bogăție naturală. Barza trebuie să vină, la fel cum trebuie să vină și aurul în România. Da, da, apropo de asta, sunt de la site-ul amanetesipacanele.ro. Ce planuri aveți cu aurul? Vom vedea pe când ajunge, dar să fie tot aici, aici în România. Lăsați, vă rog, colegei cartea dumneavoastră de vizită și vorbim. Sunt de la publicația Logica, așa că vă întreb ce sens are ce ați spus, că din cauza economiei nu face față infrastructura, când știm cu toții că e invers, adică infrastructura influențează pozitiv economia. Nu are logică să vă răspund în acest sens. Sunt de la revista Femeia. Ce cadou veți face de 8 martie femeilor din viața dumneavoastră?
Eu nu fac cadouri femeilor doar de 8 martie. Viorică i-am făcut cadou funcția de premier. Lui Carmen i-am dat internele și Olguței. Am vrut să-i dau transporturile, dar nu s-a putut. Păi astea sunt cadouri? Păi doar nu credeți că pe bază de performanță le-am dat. De la Gazeta Matematică. Nu credeți că v-ați radicalizat în ultimul timp? Dar ce era să mă logaritmez? După ce am repetat de 2 ori examenele la matematica voastră, mie îmi spuneți că nu știu despre ce vorbesc? Mr. Dragnea, regarding the election of Mrs. Kovács... I don't speak English. Voglio farti una domanda. Non parlo italiano, non capisco quello che dici. Ich habe eine Frage. Ich spreche kein Deutsch. Monsieur Dragnea, je vous demande... Je ne parle pas français. Buenos días, soy Loyola del periódico El País. ¿Podría hablar un poco sobre los cambios que va a realizar en las leyes judiciales en Rumanía? No hablo español. Господин Драгня, какая ситуация на полиции? Я не говорю по-русски. Totuși, trebuie să comentați. Nu vorbesc românește. Vai, dar câte limbi nu vorbiți! Eu nu trebuie să le vorbesc. Mie, limbile mi se dau. Hai că e gata. La revedere. Mai mergeți și voi, mă, pe la treabă, pe teren. Nu numai în spații bine încălzite. Paralelilor cu presa. Bună seara și bine v-am găsit, stimații mei privitori. Sunt același Uli Floașter, sau cum îmi spun prietenii, reporterul Uli. În dreapta mea în această seară se află celebrul de acum ministru al Agriculturii Europene, nimeni altul decât domnul Petre Daia. Am intrat aici în platou cu un succes formidabil. Extrem de important, dar atât de necesar, atât de util. Cum e, domnule, cu cormoranii ăștia, că ne-ați înnebunit, explicați-ne cum e cu cormoranii? A pornit o primă întrebare. Îngăduiți-mi să vă răspund în măsura în care mă pricep fără tăgadă. Că cormoranii fac baie în piscinele românilor. Păi asta știam că ne-ați spus-o. Bravo! Care va să zică dacă în piscine până acum aveam acele rațe care își pozau boturile în selfie-uri cu aparate de fotografiare, avem și cormorani și cormorani. Deci cormoranii sunt dăunători pentru că nu lasă pițipancele să-și facă selfie, să le apară în selfie-uri boturile de rață. Să-ți explic ceva, Uli. Că transmis prin emisiunea ta urmărită și de bună calitate celor care vor să învețe. Cormoranii sunt pentru piscine, pescuit și pescare așa cum e, lupul pentru oi. Bravo! Văd că ai putere de exprimare fizică. Cormoranii sunt pentru pescuit, cum e Vâlcov pentru buget. Dă-mi voie ca să vin cu argumente care se găsesc în străfundul analizei mele profunde. Cormoranii sunt dați acestui pământ românesc încă de pe vremea dacilor. Zicala românească din popor, a țăranului român. Care e? Dacă m-ai întrebat, fă bine, lasă-mă să-ți răspund întrebării adresate ție către mie. Zicala vorbește așa. N-aduce anul ce duce cormoran. Păi cormoranul duce mulți pești. De aia sunt pescarii neliniștiți, că nu face nimic. Este momentul să vă felicit pentru această remarcă. Bravo! Prin programele pe care le dezvoltăm acum, vom transforma aceste păsări hrăpărețe și de pradă în animale de curte. Orătănii, dacă vrei. Le facem orătănii. Și cum o să realizați acest lucru, dacă îmi permiteți? Prin porumb. O să-i atrageți pe cormoran să mănânce porumb în loc de pește. Porumbul îmi place să-l mănânc. Și fiert și copt. Îmi place să-l dau la animale. Mie drag porumbul. Sincer, nu știu ce sos de izbândă va avea acest proiect. Ca să vă explic, să-mi îngăduiți să vă iau de mână și să mergeți cu mine în porumb, să vă arăt eu despre ce este vorba acolo. La un știulete bun, tot cormoranul trage. Uli Floașter, piscina fie cu voi. Bravo! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Bravo!